și dragi prieteni, și Hristos a înviat, sunteți pe as.ro live. De când nu ne-am mai văzut, nici nu mai știam formula de binețe, de dat bun găsit. Sper că toate lucrurile sunt ok și că ați petrecut în liniște, deși zile mai sunt, pentru că așa cum ați văzut, s-a făcut punte și unii dintre dumneavoastră stau în vacanță până pe 1, până pe 2 mai, dar lăsați că e bine că e liniște multă prin orașele mari. Glumim, desigur. Așa cum ați văzut, sportul și fotbalul în general nu s-au oprit zilele acestea, s-a jucat și cu ouăle roșii pe masă, așa că nu putem spune că avem de unde să revenim, pentru că nu s-a întrerupt nimic. Invitatul nostru de astăzi, pe scurt, un CV senzațional, bogat, doar enumăr câteva dintre bornele dumnealui, aproape 300 de meciuri în prima noastră divizie, antrenor la echipele de tradiție din România, mi se pare că doar la Dinamo nu a antrenat, bineînțeles, a făcut parte din Craiova Maximă aici, nu mai are rost să mai amintim lucrul acesta, este ultimul care a adus eventul în bănie și acum este președintele celor de la Universitatea Craiova. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, domnul Sorin Cârțu! Hristos a înviat. Adevărat a înviat și mii de mulțumiri că sunteți alături de noi. Știi că v-am trezit de dimineață. Cum au fost sărbătorile din punct de vedere fotbalistic, am văzut? Super, a fost o zi super ieri, a doua zi de Paște. Și ne-am deplasat la Pitești. O victorie confortabilă și în urma unui joc așa frumos, spectaculos, cu goluri frumoase, cu tot. Cu tot ce să oferim spectacolul oamenilor care au stat acasă de pas și s-au uitat la televizor. Corect. Sunt vreo 12 goluri marcate, domnule Cârțu, nu? În ultimile 4 etape, dacă nu mă înșel. De noi, de Universitatea. Da. Avem. Păi cred că, nu știu exact așa, dar cred că suntem echipa cu cele mai multe goluri în campionat. Și mergem pe linia asta. E o tactică spectaculoasă propusă de Reghe și executată de băieți. Deocamdată ne-a ieșit bine. Sperăm că și în continuare mergem pe această linie și să câștigăm cât mai multe meciuri, să oferim spectacol și bucurie oamenilor așa care ne iubesc destul de mulți, aceștia sunt foarte mulți și care ne iubesc. Corect. Și așteaptă de la noi, eu știu, maxim, că de-aia ne spunem așa, suntem în asociere cu Craiova Maximă. Corect. La modul cel mai sincer, sperați la titlu, pentru că în ultimile etape ați învins granzii. Adică se poate. Nu prea ne... Deocamdată nu ne gândim așa foarte mult. Noi acționăm pentru locul 2, deși la modul cum decur lucrurile, nu prea cred că ori luăm locul 1, ori luăm pe al treilea. Știi cum e la modul la care se... Păi dacă așa sunt etapele, așa se desfășoară programul echipelor, nu prea văd care pe care, de exemplu, FCSB-ul nu prea văd să se încurce. Decât sigur, în momentul în care... eu știu, riscul ăsta al lor este în momentul în care ajung la noi. În rest, până atunci au cu FC Argeș etapa următoare, pe urmă vin la noi, după aia au cu Voluntariu și meciul cu CFR-ul. Deci, iar noi ce putem să sărim, de asta spun, ori sărim direct pe locul întâi, ori dacă nu, tot acolo suntem. Dar noi suntem foarte preocupați pentru finala cupei. Și ne dorim ca partida asta, care returul cu Sepsie, n-am făcut o partidă prea bună în tur, am trecut așa pe lângă un rezultat cât de cât bun, chiar dacă nu jucasem prea bine, era 1-1, l-am pierdut meciul prin minutul 87-88. În sfârșit, avem posibilitatea, zic eu, la ce arată echipa și cum ne prezentăm, să remontăm, eu știu, handicapul ăsta și chiar să încercăm să învingem la 2 goluri ca să ne putem califica. Dar avem și posibilitatea, știu, și șansa asta a prelungirilor. E un partid de retur care se va anunța foarte, foarte dificil, așa, și pentru noi și pentru ei. Se va disputa așa maxim. Într-un an de zile, așa, cam de câte ori
vi se spune sau auziți în jurul dumneavoastră că sunteți ultimul antrenor care a adus titlul? Ultimul, de fapt, că sunt ultimul. Da, nu, ultimul antrenor care a adus. Sunt ultimul. Nu. E greu de crezut că au trecut 30 și ceva de ani, nu? Da. Păi cât? 90-91 campionat. Deci 91-31 de ani. Da. Păi așa, eu le-am dorit la toți care au venit așa și mai ales în perioada asta în care am fost antrenor, președinte, eu mi-aș fi dorit și Mangea și, eu știu, Cornel Papură și Bergodi, acum Reghe, mi-aș dori să fi fost unul din ei așa care să mă detroneze, dacă se poate spune așa, că eram pe vreun tron, dar... Ce? Sunt statistici care întotdeauna sunt făcute ca să se elimine, care să fie doborâte. Corect. Îi aștept cam de mult, într-adevăr, dar sper că, mai ales dacă, acum când sunt, mai ales acum, Cătălin, când sunt eu în funcție de președinte, corect, pentru că în perioada asta să se întâmple detronarea, ar fi super. Ei, glumind, dar nu prea e glumă, că poza aia cu dumneavoastră, cu echipa de atunci din 90-91 s-a cam îngălbenit, că mereu scrie așa, vorbesc serios, echipa lui Sorin Cârțu cu care a câștigat ultima oară și a trecut cam multă vreme. Vorbim de Craiova în întregul ei. Sunt 30 de anișori și... Au trecut, s-au fost și perioade zbuciumate, s-a trecut prin multe filtre și până s-a ajuns la momentul ăsta de acum sau am fost aproape acum vreo 2 ani de zile, atunci în 20, la mine încă e o rană deschisă, așa, știi, încă nu n-am trecut așa peste ea și tot sunt amărât la partida aia, cu ultima partidă cu CFR. Au fost niște un concurs de împrejurări așa și nefaste, ba cu pandemia, lipsa spectatorilor, iar pe noi chiar ne afectează. În momentul în care jucăm fără spectatori, chiar ne afectează, pentru că este un public din ăsta cald și vine în număr mare la meciuri și te susține, te împinge de la spate, practic te forțează și să nu greșești, dar dacă greșești să ți le repar cât mai repede. Ori atunci parcă n-au avut timp boldul ăla. Chiar dacă am condus cu 1-0, s-a făcut 1-1, atunci aveam, zic eu, nevoie de publicul nostru să fie alături de noi. Dovadă că la partidele ăștia care s-au desfășurat după aia cu CFR-ul, i-am egalat în minutul 96, acum i-am învins în minutul 94 sau 95, tot împinși de public și o atmosferă senzațională. De asta spun, ar fi bine ca în perioada asta de 2 ani de zile cât urmează să rezolvăm și problema asta de a nu mai fi, să fiu penultimul. Nu mai vrei să fiți ultimul, da. Penultimul. Nu mai vreau să fiu ultimul, să fiu penultimul. Dar să fiu primul președinte, să fiu primul om de fotbal care le are pe toate. Da, jucător, antrenor și președinte. Și președinte. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!